la Consiliul Superior al Magistraturii. Dar pe acolo ce mai cerut? A, că se urgenteze, că făcea ședință peste jumătate de an. Nu se internează, adică... Și ai un an jumătate și cauza asta încă nu s-o examină. Un an jumătate? Data trecut nu era avocatul matale, am iar avocatul noi. Dar și cu dânsul. Și acum era judecătoare, și acum era judecătoare. Apoi judecătoare a plecat la pensie. Și amu-i altă. Și amu-i altă judecătoare. Amu-i altă judecătoare. Și iar nu-i avocatul matale. Avocat de stat, plătit din bani publici. Dar cum îl cheam pe avocatul ăsta care lipsește așa de mult? Valentin. Dar nu știi numele întreg? Și l-a zis că e plătit din bani publici. El probabil pentru ședința asta poate să primească și onorariu. Dar petiție, nu le-au indicat numele tău? Exact. Nu ia numele de avocat. Așa de gine te mai ajută că nici nu știi cum îl cheamă. De câte ori l-ai văzut? Și ai comunicat cu el în afara ședinței de judecată vreodată? Am da? Și ce-o zis? Ai șansă cu dosarul ăsta? Da. Dar el a susținut cererea pentru Curtea Constituțională. Da, da, i-a prezentat la fel. Numai că nu el a formulat-o, a formulat fostul combatant, coleg de armă. Matai formulat. Eu am format împreună cu băieții. Cu ajutoarele, da. Și cer de la Curtea Constituțională să constate că e ilegală... Este ilegală, adică... Hotărârea de guvern despre ajutor veteranilor, că nu... Că nu prevede cum să-și repare casa. Da, nu le scrie una. În Constituție, da. Dar în hotărârea de guvern, da. Hotărârea de guvern, statul altă. Și azi, în instanță, îți cer să examineze asta, să trimite la Curtea Constituțională. Avem curte de-am între timp, curte reparată, nou-nouță, cu Domnica Manole. Erați colegi de baricade, nu? Domnica Manole încă are funcții acolo? E membru în Curtea Constituțională, da. Sau unde era înainte de asta? La Curtea de Apel era, mă tine. Nu, că sunt părți, dar trebuie să înceapă, de-a mea și oara, nu? Noi trei. Deși ei se baricadează acolo. Noi oara trei, dar au dreptul să închide așa la sala. Da, ca să nu o vânturăm, să nu rășească. 58. N-ar trebui să pornească așa? E drept. Și câte ședințe au fost într-un an jumătate? Câte ședințe au fost până acum? Mai mult de 10. 10? Frate, ce stai tot într-o bine acasă. Hai să intrăm. Gata, intrăm. Închid ușa, te rog. Deci, la cele depuse de către organizatorul împotriva Consiliului Ionau Caușeni, președintele Ionului Caușeni.
Botoșani, comisie specială pentru selectarea persoanelor care se duce în organizații unice. Privire la anularea actului inițiativ. Ședința de judecată se încheiază audio, deci se ridică prezența participanților la proces. Reclamantul domnul Pânzar Tudor de educație, demnitatea stabilită în baza bulletinului de identitate la ședința precedentă, luați bulletinul. Așa, domnul Tulele Slav, obțin participați din partea... Reprezentant Consiliului Naționalului Sud. Așa. Noastră aveți aici, deci, da, extras în acest lucru al comisiei. Din partea comisiei participați. Eu am spus că eu particip ca reprezentant al Consiliului Raional care a format comisia cu privire la acordarea indemnizației. Deci, dumneavoastră, din puternicire, aveți, deci, extrasul ăsta, proces verbal numărul 1 al comisiei. Sau de ce este... Este decizia Consiliului Raional și este procură, dar... Poftim prezentația. Eu am prezentat anterior, dar este necesar, m-am prezentat odată. Copia buletinului privește? S-o prezint. În xerocopie. Eu am prezentat în plângerile mele, doamne judecătoare, dar și... Așa, deci este decizia numărul 35.3 din 7 aprilie 2017. Așa, deci, de domnul Tulei, din partea Consiliului, este domnul Tulei, din partea, deci, nu știu să primi. Așa. La Foltină. Deci, așa, din judecată, nu s-a prezentat avocatul Chiriac Valentin, care a depus cereri de amânare examinării cauzei, chiar astăzi a depus la 18 decembrie 2019. Deci, cauza se examinează președintele ședinței judecător Gădărianco Svetlana Vigierva Tosoana. Domnul Pânzar, vă ridicați, aveți încredere în instanță de judecată? Am încredere. Vă ridicați, domnul Țiulei, aveți încredere în instanță de judecată? Da, mă, la prezentare. Judecata vă explică dreptul, aveți dreptul amic de a participa la ședință de judecată, aveți dreptul să fiți reprezentare către avocați aleși, aveți dreptul, deci, până la emiterea hotărârii judecătorii, dacă este posibil să ajungi la o tranzacție de împăcare, se trebuie să fie amiabilă. Instanța nu are decât să o confirmă, deci este o dorință pură a fostor dacă doriți. Deci, prătoare de să fie de acord cu cererea, să nu fie de acord cu cererea. Aveți dreptul să înaintați cererea de mersuri, să dați explicații și să atacați orice hotărâre sau încheiere va fi emis la Curtea de Apel Chișinău. Drepturile vă sunt clare, domnul Pânzar? Domnul Tulei, drepturile vă sunt clare? Da, mă rog. Domnul Pânzar, deci, uitați cererea, iată, domnul Treac, cine spuneți? Eu am nevoie de avocat. Vreți alt avocat? Nu vreau alt, eu sunt. Îndeopște nu vreți avocat? Dar lui alte azi eu ies cerere. Eu vă întreb, nu vreți cu dânsul ca să înțelegem noi, să am genere? Eu cu dânsul, dar am în vedere că... Nu vreau să vă plecat la mormântare, așa am înțeles. Eu de ce vă întreb? Că noi trecem examinarea cauzei, nu este motiv de a amâna că nu e avocat. Ori amânăm deodată, ori nici nu începem. De asta și vă întreb pe dumneavoastră. Nu vreți cu Chiriac sau în genere nu vreți avocat? Eu am avocat, domnul Chiriac. Domnul Pânzar, nu m-ați înțeles. A depus cererea de amânare, ia că cere avocatul dumneavoastră. Eu vă întreb, noi putem începe examinarea cauzei, pentru că nu este motiv de a amâna examinarea cauzei dacă nu e avocat. Eu încep fără prezentă. Nu, deci finisem fără, ați înțeles? Sau aveți nevoie de asta și vă întreb. Nu, nu.
Noi, dacă începem examinarea cauzei, trebuie să fie avocat, pentru că motiv că nu a ajuns la o fază oarecare și nu e avocat, noi nu constituim motiv de amânare examinării cauzei. Ori începem, ori nu. Cum spuneți dumneavoastră că e avocat? Și e până la care vine mâine avocat? Păi nu este temei de a amâna pe parcurs. De asta și vă întreb. Procedura scrie. Ori noi nu începem deloc să dăm citire la cerere, ori dacă începem, mergem până la capăt, așa scrie cod de procedură civilă. Cum decizie dumneavoastră? Decizia vă aparține. Deci ați înțeles, dacă începem examinarea cauzei, nu este motiv de amânare, că nu este avocatul avocatul Chiriac. Cum? Uitați, sunt două opțiuni. Sau noi începem examinarea cauzei, sau nu începem, dumneavoastră aveți avocat. Începem, că eu v-am spus, dacă începem. Însă nu constituie motiv de întrerupere dacă nu este avocatul pe parcurs, să amână numai dacă e timpul mese sau deja ați finisat ziua de muncă. Cum doriți dumneavoastră? Simplu, vă dă statul avocat și noastră vă refuzați că nu vă place avocatul și rețeau nu-și la cum ajuns. Nu-mi place, dar nu iau, singur marca dacă nu iau. Domnul Pânză, nu m-am înțeles. Noi începem examinarea cauzei, dăm citire la cerere și noi nu mai putem amâna examinarea cauzei că nu e avocatul. Asta și este ideea, să vină la urmă, el deja nu va mai apără pe dumneavoastră, pierdeți, esența o pierdeți. Haideți să amânem. Luați loc. Consiliul să apără pentru dumneavoastră, domnul Tulei. Da, onorată instanță, eu reprezint Consiliul Poporului Decizii. Deci nu aveți nevoie de avocat. Nu, n-avem timp, că eu sunt delegat sau interesul. Deci, nu, mi-am întrebat, este un drept, să explicat drepturile părților. Așa, deci instanța judecată de liberante loc de spune de seamănă examinarea cauzei pentru 27 decembrie, orele 9. Se citează, deci, părțile prezente contra recepise și avocat Chiriac citează prin telefonogramă, dar prin faptul că este termen redus. 27 decembrie, ora 9. Doamne, voi fi citat. Nu.